Bună ziua, dragii noștri, din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise, așa cum v-am obișnuit în cadrul fiecarei campanii organizate de editura Herald. De data aceasta vorbim despre o campanie prilejuită de aniversarea pe data de 10 octombrie a Zilei Internaționale a Sănătății Mentale. Este astăzi alături de noi Ancuța Coman, psihoterapeut, și vom vorbi despre comportamente compulsive, despre reacții compulsive, dependențe, adicții, pornind de la cartea, recomandarea de carte pe care de fiecare dată vă facem în cadrul acestei rubrici o recomandare de carte, Pe tărâmul fantomelor înfometate prizonieri în lumea dependenței de Gabor Mate, o carte publicată în colecția Psihoterapia. Și carte care, cum spuneam, face parte din această campanie Zilele Sănătății Mentale. În bestsellerul său de referință, Pe tărâmul fantomelor înfometate, doctorul Gabor Mate ne introduce, putem spune, în lumea promiscuă, greu accesibilă a dependenței, care își poartă chipul în suburbiile lumii, printre dependenții de droguri. Este o carte despre care am mai vorbit cu alți psihologi, psihoterapeuți. Este un subiect pe care l-am mai abordat, dar este un subiect atât de actual și cu care, din păcate, ne confruntăm atât de des, problema comportamentelor compulsive, a adicțiilor și a dependențelor. După cum bine știm, chiar în carte, pentru că când vorbim de Gabor Mate, vorbim despre unul dintre cei mai buni specialiști în adicții din lume, dar vorbim despre un om plin de empatie, vorbim despre un om plin de căldură, de compasiune, și cred că acest lucru îl regăsim și în paginile cărții, pentru că chiar Gabor Mate recunoștea și scria în această carte, mărturisea de fapt în această carte, reacția compulsivă sau comportamentul compulsiv de a cumpăra CD-uri cu muzică clasică și câteodată uita de sarcinile pe care le avea către familie și în felul acesta petrecea foarte, foarte multe ore în magazinele sau la raioanele cu muzică clasică. Ancuța Coman, ce te-a Nimic. impresionat? Neața, ce te-a impresionat la această carte și la autor, la Gabor Mate, și ce ne poți spune prin prisma activității și activității tale clinice de cabinet, dacă ar fi să ne gândim la tema pe care noi am abordat-o astăzi, Zilele Sănătății Mentale. Un adult, atunci când vorbim de comportamente compulsive și de reacții de dependență sau de comportamente de dependență de adicții, e clar că nu, că în spatele acestor adicții, cum spune și Gabor Mate, noi găsim de fapt o traumă. Nu, lumea nu știe, probabil vine cineva și întreabă de ce fumezi? Și primim răspunsul de plăcere. Nu e, da, de ce? Pentru că substituim trauma pe care probabil am avut-o în copilărie cu plăcere. De fapt, în dependență, noi căutăm plăcerea pe care ne dorim să să înlocuim, de fapt, suferința unei traume. Da. Așa e. Păi, în primul rând, mulțumesc pentru invitație. Este într-adevăr un subiect, din păcate, cumva parcă mereu de actualitate, cu atât mai mult în perioada aceasta, dat fiind contextul actual, când parcă nu mai reușim să ne conectăm între noi, chiar dacă sigur ne ajută ecranul și ne ajută tehnologia, dar nu e același lucru, nu poate înlocui contactul uman. Ca să încep așa prin a-ți răspunde la întrebare, ce mi-a plăcut și ce îmi place foarte mult în abordarea lui Gabor Mate, atât în carte, cât și abordarea lui, pentru că eu îl urmăresc, este partea aceasta, exact cum spui tu, că nu se uită doar la comportament,
Pentru că, de fapt, comportamentul e doar un vârf de iceberg și cumva încearcă să înțeleagă ce e în spatele adicțiilor, ce îi face pe acei oameni să se sacrifice pe ei, să își sacrifice corpul, sănătatea, sănătatea psihică, sănătatea fizică și ce poate să fie atât de puternic încât să ne ducă într-un comportament compulsiv, în așa fel încât să uităm de noi, de starea de bine, de starea noastră de bine. Deși, de fapt, e un, cumva e un paradox pentru că uităm de starea noastră de bine, dar în același timp căutăm acel bine în substanțele pe care sau în comportamentul pe care îl avem. Și atunci, exact așa cum spuneai tu, e important să ne uităm, să ne uităm în spate și să vedem de unde vine. De obicei, nu este o singură, vorbim foarte mult în perioada aceasta și în ultima perioadă despre partea asta de traume. De obicei nu e o traumă specifică, nu e ceva la care căutăm și ajungem și punem degetul și spunem da, asta este, ăsta e motivul, rezolvăm asta și se schimbă comportamentul. De obicei e mult mai complex decât atât și exact cum spuneai tu, pleacă de timpuriu, poate din momente în care nici măcar conștient nu ne putem aminti sau poate cumva mintea noastră ne protejează să ajungem la acele evenimente dureroase. Deci, da, aș spune că pentru mine este mai ales un model Gabor Mate, pentru că, exact cum spuneai tu, cumva și el își expune slăbiciunile lui, pentru că toți avem, la un moment dat, momente dificile când pare că nu mai reușim să ne revenim emoțional și atunci cumva apelăm la o cârjă care nu ne întreabă, nu ne chestionează, nu ne cere nimic, nu ne condiționează, e acolo pentru noi. E, cum spun eu uneori, parcă la o întindere de mână. E un prieten la o întindere de mână care nu întreabă nimic, dar care e un prieten care la un moment dat sau treptat ajunge să ne facă foarte mult rău. Și este un subiect așa de actualitate pentru mine, întrucât eu lucrez cu parte din bucata aceasta de comportament compulsiv, care este mâncatul compulsiv și am și un proiect Emoții și Kilograme în Plus, unde lucrez exact pe partea asta și îi ajut pe oameni să înțeleagă de fapt ce e în spatele acestor comportamente. Da. Apropo de comportamente compulsive și de nișa aceasta, să spunem, de care te ocupi tu în zona adicțiilor. Spune și mie, sunt persoane care au comportamente compulsive legate de alimentație doar, să spunem, luând kilograme în plus? Sau putem vorbi și de, eu știu, hai să spunem, anorexie? Adică în momentul în care se știe, apropo de adicții, se știe că în momentul în care trecem printr-o traumă sau, nu știu, suferim dintr-un motiv anume, uite, teama de abandon, da? Nu știu, am fost părăsiți. Dau un exemplu banal care îmi vine în minte. În funcție de tipologia omului respectiv, de tipologia comportamentală, poate exista doar o supraalimentație sau putem vorbi și de partea aceasta de înfometare, de anorexie? Adică, ca un substitut, te duci și deschizi ușa frigiderului, da? Dau un exemplu, sau imaginar pui lacăt pe frigiderul respectiv și pentru că nu ai o stare foarte bună sau nu ai o stare bună din punct de vedere psiho-emoțional, nu mai mănânci. Pur și simplu nu mai ai chef să mănânci. Că de multe ori auzim expresia la anumite persoane, nu am poftă de mâncare, nu intră în mine, nu pot să mănânc. Da, este... De fapt, ele, exact așa cum ziceam, reprezintă un vârf de iceberg, niște comportamente. Și de foarte multe ori, dacă obiectivul e să rezolvăm doar partea asta, sigur că e nevoie, mai ales în caz de anorexie, e nevoie să rezolvăm partea asta de comportament,
pentru că acolo vorbim de un, deja vorbim uneori de un pericol pentru propria viață. Adică extrema poate să meargă până acolo, încât prima oară trebuie să ne ocupăm de partea asta de comportament și apoi să vedem oare ce s-a întâmplat cu persoana respectivă încât a ajuns acolo. Ele de fapt ne arată că undeva, dacă este să ne gândim ce ar avea în comun, ne arată că undeva există o suferință. Ne arată că undeva ceva a fost atât de dureros sau durerea aia a durat atât de mult, s-a întâmplat zi de zi încât poate nici măcar n-a mai stat să ne gândim că doare, încât atunci când ceva devine atât de intens emoțional, pur și simplu sistemul nostru nu mai poate să facă față. Și atunci încercăm să găsim tot felul de moduri de a ne liniști. Sau, cum spui tu, poate uneori de a ne pedepsi. De a nu mai avea grijă de noi. Pentru că, de fapt, amândouă reprezintă același lucru. Mâncatul compulsiv, absența lui, înseamnă absența mâncatului, nu absența mâncatului compulsiv, absența mâncatului și a hrănirii corpului, înseamnă, de fapt, și o formă de pedeapsă, cumva. E cumva o durere. Cumva e ca și cum mă duc înspre ceva ce mi-e familiar. Deși încerc să mă liniștesc. E așa, cu foarte multe împletituri. Dar, de fapt, asta se întâmplă. Din păcate, persoanele care au trăit foarte mult în suferință, întâmplător sau nu, aleg evenimente sau moduri de a se liniști care, într-un fel sau altul, le produc suferință. Pentru că este familiar. Asta e dureros, foarte dureros în traumă, că deși s-a întâmplat cândva, în prezent ne ducem tot în evenimente care să ne producă o durere similară, pentru că este ceva ce cunoaștem. E ca și cum se simte ca acasă, expresia aia în engleză, it feels like home. No. Da, mă deși gândesc, simt că e dureros. Mă gândesc acum la, din ce te ascultam, mă gândeam la un exemplu, să spunem, o femeie care a avut parte de violență domestică, de abuzuri de limbaj, de abuzuri emoționale, de abuzuri verbale, poate fizice, și care cumva își dorește să iasă, să spunem, dintr-o relație toxică și următoarea relație sau următorul partener este la fel ca cel precedent, pentru că inconștient, exact cum spui tu, caută zona aceea de familiaritate cu care ea de altfel este obișnuită și, să spunem, mă rog, e ca un soi de zonă de confort. Este o reziliență, o rezistență foarte mare la toate mecanismele astea de apărare. Faptul că, chiar dacă era și o expresie, mi-aduc aminte, pe vremuri, părinții sau bunicii noștri, apropo de familiaritatea răului și de rezistența la schimbare. Rău cu rău, dar mai rău e fără rău. Da, din păcate, da. Din păcate sunt așa și sunt foarte multe zicale, proverbe care de fapt în spate ascund foarte multă durere sau o durere care cumva se transmite printr-o simplă propoziție de la o generație la alta și o luăm pentru că e veche de ani, de zile, de zeci de ani, poate de sute de ani și nu mai stăm să ne întrebăm oare ce e, care e semnificația acolo. Dar da, așa este. Exact cum spuneai tu, în momentul în care există un tipar, de fapt asta e, de fapt aici e, aici avem de lucru noi ca și terapeuți, să descoperim care e tiparul, nu de ce s-a întâmplat odată. Apropo de partea asta de a înțelege mai mult ce e în spate, care e tiparul care se întâmplă, pentru că de cele mai multe ori problema, cumva, asta le spun și persoanelor care își doresc să slăbească, cumva e atât de, dacă intrăm acum pe un site la întâmplare, imposibil să nu ne apară ceva legat de partea de slăbit, X, paș, nu știu ce dietă care funcționează, poze înainte și după. E atât de
de vehiculat acest subiect, se vorbește atât de mult despre el, încât oamenii ajung să creadă că ei nu sunt capabili. E ca și cum suntem făcuți să credem că e atât de ușor, e atât de ușor. Și ce ajunge înapoi la persoana care nu reușește este, înseamnă că problema e la mine. Dacă e atât de ușor, eu de ce nu reușesc? Și atunci apare din nou partea aceea de vinovăție care face persoana să meargă din nou spre ceea ce liniștește, adică mâncarea. Și e un cerc vicios. Ori e nevoie să descoperim, pentru că nu e de fapt atât de simplu. Ideea nu e ca persoana aceea să slăbească sau nu, ăsta e, sau nu doar ăsta e rezultatul, ci să înțelegem ce e în spate, pentru că dacă slăbește și își liniștește acest comportament compulsiv, se va duce în altă parte. Va deveni dependent de altceva. Își va duce comportamentul în zona, nu știu, shopping compulsiv, lucru compulsiv, poate sport compulsiv, adică inclusiv comportamentele care sunt acceptate social, să zic așa, și care sunt încurajate, duse la o extremă, pot deveni o dependență. Chiar vreau să te întreb, apropo de adicții, se poate întâmpla să îți dorești să renunți, sincer, să renunți la o dependență și să o înlocuiești cu o altă dependență, să fii un fel de substitut? Da. Adică da, renunți la alcool sau renunți la tutun sau renunți la, nu știu, substanțe sau renunți la, depinde de adicția pe care o am, și da, o înlocuiești cu o formă mai soft. Da? Adică, hai mă, că nu-i chiar atât de rău. La modul, sunt gabormatele și în parte, în dependențe maligne și benigne. Și cineva se poate gândi că, bun, dacă am renunțat la alcool, tutun sau la stupefiante, care cumva îmi lezau integritatea sau în orice caz era un pericol la integritatea mea fizică, la sănătatea mea, am înlocuit cu, nu știu, mersul la jocuri de noroc sau mersul, cum spuneai tu, la un shopping compulsiv, îmi cumpăr haine, sau orice altă formă de adicție. Când de fapt, da, poate că ele nu atentează la integritatea mea și la sănătatea mea, dar în schimb deteriorează relația. Și aici e foarte important relația pe care o am, să zicem, cu partenerul de cuplu. Dacă eu stau o zi întreagă la shopping sau dacă stau toată ziua la jocuri de noroc, da, eu nu mai petrec timp cu copiii sau cu părinții mei sau cu prietenii sau cu eu mai știu cine, cu partenerul de cuplu, și în egală măsură deteriorez bine de tot și bugetul familiei. Exact. Eu cheltui niște bani. Da. Plecăm de la niște lucruri care se văd și ajungem tot acolo la ce e în spate. Are Gabor Mate, spune la un moment dat că întrebarea nu este de ce adicția, întrebarea este de unde durerea. Da. Adică atâta vreme cât ne uităm la, punem lupa doar pe comportament, comportamentul se poate muta, e ca o luminiță care se poate muta dintr-o parte în alta. Astăzi îmi rezolv partea cu fumatul, mâine mă apuc de mâncat compulsiv. De fapt, ne interesează să vedem, pentru că altfel rămânem prinși acolo, ne interesează să vedem ce e în spate. Ce nevoie are acea persoană? Ce nevoie a avut la un moment dat și nu i-au fost satisfăcute? Ce simte în momentele alea? E important, cum spun unii terapeuți, să coborâm cu liftul. Adică asta se vede, comportamentul, dar ce se întâmplă cu tine în momentele alea? Ce se întâmplă cu tine în momentul ăla în care parcă automat te duci, parcă nu mai există gândire în momentul ăla, pur și simplu te duci țintă spre acel calmant? Ce simți în momentele alea? Ce doare atât de tare? Și apoi, sigur, mergi tot mai în profunzime pentru a vedea de unde, de fapt, vine durerea asta și a înțelege ce are nevoie persoana astăzi. Pentru că asta e ideea, nu ne ducem acolo ca să retrăim, să retraumatizăm,
ci ne ducem să înțelegem ca să putem să vedem ce lipsește astăzi și să putem să găsim astfel noi moduri de a liniști. Pentru că în mod cert nu ne lipsește mâncarea, în mod cert nu ne lipsesc drogurile, în mod cert nu ne lipsesc mai multe haine, în mod cert e altceva acolo. Și acolo e important să ajungem. Da. Dragii noștri, am vorbit astăzi cu Ancuța Coman, psihoterapeut, despre comportamente compulsive, despre cum ne pot afecta acestea viața, despre adicții, dependențe, pornind de la o carte superbă, o carte și un autor care pur și simplu fascinează lumea psihologilor și a psihoterapeuților. El de altfel a și venit în urmă cu 2 ani de zile în București, a ținut niște conferințe. Este vorba despre Gabor Mate, Pe tărâmul fantomelor, Înfometate, prizonieri în lumea dependenței, și am să vă arăt și cartea la cameră. Îi mulțumim foarte mult Ancuței Coman pentru informațiile prețioase. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul acestei campanii Zilele Sănătății Mentale, 10 octombrie, Ziua Internațională a Sănătății Mentale. Toate cărțile din colecțiile Mindfulness, Psihoterapia sau Psihopractica le găsiți în cadrul acestei campanii pe site-ul editurii Herald. Să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere, numai bine! O zi bună!